Subvenția la hectar, principalul ajutor primit de agricultorii români, ar putea crește cu 60% în 2017, spun oficialii Apia. Astfel, pentru fiecare hectar de teren cultivat, fermierii ar putea să primească 130 de euro. Fermierii români vor avea la dispoziție în următorul an agricol subvenții de peste 1,7 miliarde de euro de la Uniunea Europeană, în creștere cu 120 de milioane de euro față de anul acesta. Agricultorii urmează să primească un avans de aproape 100 de euro pentru fiecare hectar cultivat. Ar putea primi apoi un rest de încă 30 de euro, ceea ce ar face ca subvenția pe suprafață să ajungă la 130 de euro, cu 60% față de precedentul an. Pe lângă această subvenție, sunt multe alte variabile în funcție de care sunt calculați banii primiți de agricultorii din România. În medie, fermierii români primesc de la Uniunea Europeană subvenții mai mici decât agricultorii occidentali. Modul în care au fost alocați banii până acum a făcut ca unii fermieri să beneficieze de ajutoare europene mult mai mari decât subvenția la hectar. De exemplu, în anul agricol 2015, agricultorii care au cultivat cartofi de sămânță au ajuns să primească peste 23.000 de euro pentru fiecare hectar, iar cei care au plantat roșii pentru conserve au primit 13.000 de euro pentru hectar. În cazul bovinelor, fermierii au primit peste 1.000 de euro pentru fiecare animal. Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, avertiza că aceste sume sunt sunt atât de mari încât au ajuns să bată la ochi. Potrivit ministrului oficial de la Bruxelles, au criticat România pentru subvențiile record acordate anumitor agricultori și au amenințat că ar putea cere banii înapoi. În cazul sectorului zootehnic, subvențiile au ajuns la un nivel atât de ridicat, deoarece a scăzut numărul animalelor eligibile așa că sumele alocate au fost împărțite de un număr mai mic de beneficiari. Oficialii APIA spun că sistemul va fi reglat astfel încât sprijinul să fie acordat acolo unde este nevoie, însă zecile de mii de euro primite de anumite culturi reprezintă cazuri izolate. Potrivit datelor din 2014, fermierii români primeau în medie aproximativ 160 de euro pentru fiecare hectar cultivat. Suma era sub media europeană de 270 de euro pe hectar și mult în spatele subvențiilor acordate altor țări. Cea mai mare sumă ajungea în Malta la 600 de euro pe hectar, în vreme ce olandezii și grecii beneficiau de peste 400 de euro pentru fiecare hectar. Între timp, subvențiile primite de România au fost în creștere, dar tot nu au ajuns la nivelul altor state. Aceste sume sunt influențate și de performanța fermelor. Subvențiile europene nu au doar scopul să elimine diferențele de dezvoltare de la o țară la alta, ci, în același timp, îi recompensează pe fermierii eficienți.